Consilierii municipali s-au convocat într-o ședință extraordinară, unde inițial urmau să examineze 5 subiecte pe ordine de zi. Până la începerea ședinței, consilierul Mihail Popovski a propus să fie introdus pe ordine de zi subiectul cu privire la ridicarea mandatului de consilier al lui Albert Malăș. La fel și primarul municipiului a venit cu propunerea să fie examinate încă 2 proiecte de decizii, cel cu privire la împuternicirea primarului să semneze contractele de procurare a mijloacelor de transport în leasing și alocarea surselor financiare din fondul de rezervă cetățeanului Goian Elena. Propunerile de modificare a ordinii de zi au fost susținute de consilieri. Cel mai important proiect de decizii care urma să fie examinat de aleșii locali a fost cel cu privire la rectificarea bugetului primăriei pentru anul 2018. Pentru primărie municipiul Soroca se rezumă majorarea transferului cu destinații speciale cu 236.000 lei, luând în considerație asigurarea majorării salariale ca urmare a modificării legii numărul 1593-15 din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea modului de termenului de achitare a primilor de asigurare obligatorie de asistență medicală și aplicarea 45% la ajutor material, după cum urmează. Pentru învățământ preșcolar 234.700 lei, pentru școala sportivă 19.000 lei, pentru servicii mediator 200 de lei. Luând în considerație spre executarea impozitului pe venit persoanelor fizice, a fost majorat partea de venitul bugetul primăriei municipiului Soroca cu 135.000 lei. Luând în considerație economiile formate în urma procedurii de achiziție la capitolul procurare sanatarului, se propune de a micșora cheltuielile la grupa 6 dezvoltare gospodării comunale și amenajare teritoriului cu 50.000 lei. Suma totală de 185.000 lei se propune să fie adresat la grupa 1 pentru acoperirea cheltuielilor pentru desfășurarea măsurii de zi orașului. După mai multe discuții aprinse din partea unor consilieri, primarul Victor Său a încercat să facă o claritate în ceea ce privește importanța rectificării bugetului, însă totul a fost în zadar, pentru că proiectul de decizie nu a trecut. Acesta a fost blocat de consilierii socialiști, care s-au abținut de la vot. 6. Cine s-a abținut? 5. Primarul municipiului Victor Său a criticat dur atitudinea consilierilor socialiști. La ședința dată s-au propus rectificarea bugetului, care s-a propus ca să fie primit în bugetul local transferul de la Ministerul Finanțelor pentru cei care muncesc la instituțiile preșcolare, o majorare la salariu, la școala sportivă și la mediatorul comunitar. Cu păreri de rău, nu s-a votat nici acest transfer, adică ca să fie majorat bugetul și să fie majorat salariul acești oameni, și nu s-a votat niciun bănuț pentru organizarea și desfășurarea zilei municipiului Soroca. Următoarea ședință a Consiliului o să fie când? Nu, eu cred că n-au să aibă ei nevoie, iar cred că de vreo 1.000 de lei. Care era sensul să nu votez fără niciun argument, fără nicio propunere? Sunt proiecte de decizii pregătite calitativ, au fost discutate în ședința Comisiei de Specialitate, votate toate unanim, și în ședința Consiliului 5 consilieri de la Partidul Socialiștilor n-au votat pentru rectificarea bugetului local. Am încercat să aflăm opinia socialiștilor de ce nu au votat rectificarea bugetului, dar aceștia au refuzat să discute cu echipa noastră de filmare. Celelalte subiecte de pe ordine de zi au fost susținute de consilieri, cu excepția celui de ridicarea mandatului consilierului Albert Malăș.